Bună ziua! Mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim aici la emisiunea Oameni care ne inspiră, în salonul Fundației Calea Victoriei. Sunt Sandra Ecobescu și astăzi am o temă foarte frumoasă și foarte miresmată. Vom vorbi despre parfumuri celebre, despre legendele legate de parfumuri, despre istoria parfumului și alături de mine este Monica Neațu, istoric și lector la Fundația Calea Victoriei. Monica, bine ai venit! Bine te-am regăsit, Sandra! Mulțumesc pentru invitație! Nu te mai prezint pentru că lumea deja te știe. Pot găsi CV-ul tău și pe site-ul Fundației și mai avem filmări împreună aici la Canal 33. Subiectul ăsta legat de istoria parfumului a atras foarte multă lume. Toți ne dorim să trăim într-un spațiu care miroase frumos, să fim înconjurați de flori. Ne place, nu știu, când intrăm într-o biserică, mirosul de tămâie. Ne place să citim despre parfumuri legendare. Aș vrea să mergem către începuturi pentru cei care ne urmăresc. Sigur, sunt curioși și vor afla foarte multe lucruri la emisiunea noastră de azi. Și aș vrea să mergem către începuturi, mai ales că tu, fiind istoric, ai studiat lucrurile astea și le cunoști foarte bine. Și cumva, dacă ar fi să ne uităm foarte în trecut, te-aș provoca sau te-aș întreba să-mi spui dacă putem să spunem că parfumul este strâns legat de ritual și de zona religioasă. Dacă la început și la început omul a simțit nevoia în ritualul pe care îl făcea să folosească plante aromate, să ardă niște esențe rare sau... Cum vezi tu începuturile parfumeriei și a parfumurilor? Parfumeria este legată de religios, într-adevăr. Primele știri pe care le avem, primele informații, aș spune, deja sunt din preistorie. Picturile rupestre, în perioada omului de Neandertal. Și după aceea sunt figurate în picturile rupestre tot felul de ritualuri. Omul care îl înconjoară pe cel decedat cu iarbă lămâioasă, cu tot felul de flori cu crenguțe parfumate. Mai târziu, în momentul în care își face apariția focul în povestea noastră, omul nu aruncă în foc, nu scapă în foc numai bucata de carne. Mai scapă în foc și tot felul de crenguțe și obține un miros extraordinar și pe undeva stabilește o legătură cu lumea de dincolo. Și apare, practic, etimologia termenului de parfum. Perfumul, prin intermediul fumigațiilor, iau legătura cu divinitatea, comunic cu lumea de dincolo. Pe undeva noi trăim astăzi o desacralizare, aș spune, a parfumului în momentul în care îl găsim în tot felul de magazine, îl cumpărăm și îl asociem, am spune noi, unui ritual cosmetic. Dimineața spălăm pe față, ne machiem, ne aranjăm și ne și parfumăm. Dar... în trecut, parfumul era asociat în primul rând ideii de regenerare, de legătură cu divinitatea. În scrierile antice este o legendă foarte frumoasă care pe undeva ne explică modul în care oamenii percepeau parfumul. Este legenda Medeei, cea cu argonauții, cea care îi oferă tinerețe din nou lui Iason. Ce face vrăjitoarea noastră celebră? Îl egorjează pe Iason, care era bătrân, gârbovit, nu mai avea suflu vital, nu mai avea energie. Îl egorjează, îi taie gâtul practic și îi toarnă pe gât o licoare miresmată. Și Iason devine din nou tânăr, se metamorfozează într-o persoană tânără. Așadar, un parfum care întinerește, o aromă care regenerează. Așadar, nu te apropie doar de divinitate, dar te și regenerează, te reîntinerește, îți oferă pe undeva un suflu nou, un suflu vital. Legătura aceasta, să știți, între parfum și divinitate și între parfum și medicină se păstrează. Se păstrează până târziu, până în secolul al XIX-lea, vorbim de sufletul parfumat al medicamentului. Da, așa, și astăzi sunt medicamente, mai ales cele pentru copii, care au un gust plăcut. Gust, de exemplu, de fructe. La trage pe cel mic că miroase siropul la fragi, are gust de fragi și copilul va lua medicamentul respectiv ceva mai ușor. Ori în trecut spuneau așa, ce e înmiresmat cu certitudine are și o calitate curativă, acel produs, acel... acea mireasmă. Pe de altă parte, foarte repede vedem în Antichitatea
orientală, în mod special în spațiul oriental, vedem, de exemplu, un parfum celebru în lumea Egiptului, este faimosul chifi, care este în egală măsură medicament, dar pe de altă parte, de ce te vindeca? În primul rând de boli pulmonare, intestinale, hepatice, avea așa un spectru larg de acțiune, calma, destindea și se spunea că obțineai un efect așa plăcut fără să utilizezi efectele neplăcute ale vinului. Așadar, te destindea fără să te amețească, ca să explic ceva mai ușor. Pe de altă parte, era utilizat în fumigații în temple și ce știm, de exemplu, că faimoasa regina Hatshepsut organizează o expediție în țara Punt, o țară mitică, nu știm foarte clar unde să o situăm, și în țara aceasta mitică, de acolo se aduc tot felul de rășini aromate care erau utilizate și pentru fumigații în temple, era parfumată, spălată, curățată statuia zeului în Sfânta Sfintelor. Pe de altă parte, preoții care oficiau în temple de multe ori aveau cunoștințe medicale și dădeau rășinile respective pentru tratarea diverselor boli. Gândiți-vă că Orientul este ars de soare și astăzi riscăm insolații, trebuie să ne protejăm pielea. Ori în acest context s-au dezvoltat foarte multe ulei. Parfumul în antichitate este prin excelență uleios. Știu că povesteai tu la un moment dat și uleios, da. De ce vedem în freșcele din Imediat Egiptul antic. Imediat vă explic cu conurile parfumate. Dar rețineți că erau utilizate tot felul de uleiuri și aromate pentru protejarea pielii. Dar dacă studiem niște frește și niște reproduceri le găsim în tot felul de albume de artă și în primul rând în interiorul piramidelor găsim ilustrații de genul acesta, într-adevăr, în regatul nou în Egipt apare o extravaganță. Niște conuri parfumate, mai precis conuri uleioase, așa într-o formă de triunghi, aș spune, care au așezat așa în vârful capului. Frumoasele egiptenci aveau așa ceva în cap. Vă dați seama că sunt în primul rând doamne de la curte și respectivul con aromat, vă dați seama, în căldură, se topea. Și uleiul respectiv se întindea așa, se prelingea pe tot corpul, în primul rând emana un miros extraordinar, pe de altă parte avea rol de protecție. Ce s-au întrebat istoricii? Și este o întrebare legitimă. Toți egiptenii în epoca respectivă chiar aveau extravaganțe de genul acesta? Nu vă imaginați așa ceva. Am spune că conurile acelea parfumate sunt mai degrabă extravaganțe de curte. Cum am vedea noi astăzi o revistă de modă, eu știu, Vogue, și ne-am gândit că toate femeile, toți contemporanii noștri arată la fel. Nu, în niciun caz. Este mai degrabă o extravaganță care ține de lumea curții, un gust așa, să spunem, din epoca respectivă, dar de cele mai multe ori simpli soldați, simpli muritori, se ungeau cu un ulei într-adevăr parfumat. Ar mai trebui să reținem că parfumul este utilizat și intern și extern, spre deosebire de noi care astăzi ne parfumăm, avem atomizorul respectiv și ne parfumăm, ne dăm doar pe corp, ei îl utilizau și intern și extern. De cele mai multe ori, intern avea și rol medical, te vindeca de ceva, dar îți putea asigura, de exemplu, o respirație plăcut mirositoare. În lumea iudaică sunt, în primul rând, legile purității în lumea iudaică și e un detaliu care amuză și astăzi doamnele. Cât trebuia un soț să-i ofere soției lunar, să-i asigure lunar și implicit anual, pentru a își ca să aibă o toaletă plăcut mirositoare, să fie curată, să miroasă frumos. Și erau utilizate tot felul de aromate, de exemplu pentru o respirație plăcut mirositoare. Și dacă citim fragmente din Vechiul Testament, gândiți-vă doar la Cântarea Cântărilor, o să vedeți foarte multe detalii legate de parfum și mai ales de în Rut, de exemplu, apare soacra și sfătuiește pe tânăra mireasă: du-te, spală-te, parfumează-te și dezvelește picioarele soțului tău. Sintagma dezvelește picioarele soțului tău, mulți spun că face referire la actul sexual. Așadar, parfumează-te în contextul relațiilor
matrimoniale. Atenție, sunt sfaturi date tinerelor mirese. Pe de altă parte, tot în lumea aceasta antică apar și aspecte legate de seducție, de parfumul care însoțește persoanele cu o reputație mai puțin onorabilă, un parfum al seducției. În lumea romană, de exemplu, sunt amintite parfumurile care fac patul fericit. Sunt și astăzi parfumuri, să știți, care fac referire, au rol afrodisiac și fac referire la ideea de senzualitate, sunt mirosurile muscate. Pe de altă parte, apropo de lucruri amuzante și în egală măsură interesante, este toaleta mireselor persane din vremea lui Alexandru Macedon, de unde știm în contextul căsătoriei regelui Macedon, a lui Alexandru cu o prințesă de la curtea persană, avem descrisă cu lux de amănunte ceremonia respectivă, care, nu încercați așa ceva acasă, consta în fumigații care aveau loc timp de 6 luni. Tânăra era supusă la diverse fumigații aromate. Vă dați seama că mirosea extraordinar, dar cred că era și cu ficatul făcut praf. După ce era supusă la diverse fumigații, părul îi era uns cu ulei de iasomie, era masat corpul, era toată practic aromată. Pe de altă parte, întâlnirea pe undeva a lumii grecești, a lumii europene cu Orientul în timpul lui Alexandru Macedon aduce în Europa și în spațiul occidental așa numitele arome animale. Și aici mă gândesc în mod special la ambră, gri, mosc, zibetă, castoreum. În mod special ambra gri, dejecție de cașalot. Nu intru în detaliile neplăcute. Rețineți că cașalotul, în primul rând, degustă tot felul de fructe de mare cu cochilie, așadar e un ospăț pe cinste, după aceea le elimină, dejecțiile respective plutesc pe apă, până când devin, prin trecerea timpului, este și, spunem așa, efectul atmosferic al apei sărate și ne trezim cu o piatră gri, așa, care plutește. Trebuie să treacă prin un întreg proces și mirosul este extraordinar după aceea. Ambra, este vorba de ambră gri. Moscul, care este asociat ideii de sexualitate, de senzualitate, să știți că în general lumea europeană și în mod special lumea romană îl respinge și respinge inițial aromele animale, fiindcă sunt asociate în primul rând desfrâului, orgiilor, ceremoniilor, miroseau pe undeva aceste arome a sânge și a sex. Și în contextul acesta sunt respinse. Dar sunt asociate, mai ales în perioada de decadență a Imperiului Roman, cu tot felul de ceremonii, mai mult sau mai puțin onorabile. Rețineți că, de exemplu, în vremea Imperiului Roman exista în Roma o stradă specializată unde se puteau găsi nenumărate arome. Dar și era o afacere, să știți, profitabilă. Pliniu cel Bătrân spune că toate averile noastre, banii noștri, se duc pe luxul femeilor noastre care își cumpără parfumuri scumpe care vin din Orient. E o seducție problematică. Cleopatra se parfuma ca să-i atragă pe cei doi adoratori romani, Cezar și Marc Antoniu. Pe de altă parte, respectivele magazine, care erau adevărate buticuri, am spune noi astăzi, erau, să știți, proprietatea unor personaje din aristocrația romană, dar fiindcă nu dădea bine să ai așa ceva, să ai o afacere de genul acesta, nu era considerat onorabilă. În general, un sclav sau un libert era însărcinat cu administrarea respectivului magazin. Comerț, am spune noi astăzi. Și tot atunci apare un fenomen foarte interesant în lumea romană. Se personalizau parfumurile. Nu glumesc. În funcție de ce își dorea clientul, se mai adăuga o aromă de ceva.
tot felul de detalii aromate și parfumate. Pe de altă parte, parfumul este ars în continuare în temple, este ofranda oferită zeilor, întâlnim fenomenul acesta și în lumea greacă și în lumea romană întâlnim fenomenul. Ce-ar mai fi așa interesant la sfârșitul Antichității, de exemplu, sunt amintite acele săcule, acei șobolani parfumați, purtați, șobolani spun în ghilimele, purtați de femeile romane. Mai la precis, brâu sau cum? La brâu. Mai precis, la ce face referire? Cel care scrie este o diatribă, de fapt, împotriva risipei și parfumului proastei reputații. Face referire la acei săculeți, de fapt nu erau din șobolani, erau săculeți cu mosc. Și femeile din Roma purtau la cingătoare tocmai ca și pe sub haine să atragă. Este ideea de seducție. Care astăzi este foarte importantă când se face promovarea unui parfum. Aș spune că nu se mai păstrează legătura cu divinitatea, nu se mai păstrează neapărat legătura cu sănătatea, e la farmacie, ci elementul ăsta legat de senzualitate și de seducție. Și senzualitate și seducție, dar să știu un lucru, am să te dezamăgesc. Sunt firme care recent, acum mai ales în contextul pandemiei, dar nu numai au de exemplu, gândiți-vă anii 90, ca să ajungem puțin și în zilele noastre. Gândiți-vă la anii 90, sunt niște ani care vin după perioada angoasantă. Este epidemia de sida. Și în contextul acesta apar apele plăcute, apele curate, neutre, androgine și ideea aceasta de ape care curăță, care energizează, care dau din nou un suflu vital. În contextul actual, când foarte mulți dintre noi în anii aceștia am fost stresați, au apărut tot felul de ape, de parfumuri. Și am să le aduc cursanților să miroase acele ape care te relaxează. Sincer să vă spun, nu m-am simțit ceva mai relaxată după ce am mirosit parfumul respectiv, ci mai degrabă încântată, plăcut, surprinsă de aroma respectivă. Și aș mai spune un detaliu, așa ca să vă amuz, legat de antichitate. Antichitatea este și cea care inventează inclusiv parfumurile de interior. Toți astăzi, într-un fel sau altul, măcar cumpărăm un buchet de flori sau investim într-un hotel sau într-un hotel, magazin un miros sau, specific. Da, și vrem parfumul respectiv sau vrem să investim în cine știe ce lumânări care costă o mică avere și care, eu știu, evocă un parfum din evul mediu. Există așa ceva. Ce făceau oamenii în antichitate? Sunt așa numitele petreceri, banchete, de fapt, în lumea antichității romane, cele organizate de Nero, ca să vă dau un exemplu celebru. La sfârșit, și nu este doar o legendă, erau aduși porumbei cu aripi parfumate, cu apă de trandafir, cu aromă de trandafir și la sfârșit, când petrecerea se termina, când banchetul respectiv se termina și, bineînțeles, toți erau beți, se aruncau petale de trandafir peste distinși oaspeți și, bineînțeles, sclavii duceau acasă. Existau la Domus Aurea, au fost găsite în zona plafonului, arheologii au scos la lumină niște trape special gândite așa în colțuri și de acolo erau aruncate petalele de flori peste distinși oaspeți și erau tot felul de tehnici de parfumare. Așadar, vedeți, parfumul clar ține și de cosmetică, de aristocrație și de exces. Și mai e un lucru pe care, că mulți dintre noi astăzi suntem șocați când aflăm prețul unui parfum, mai ales dacă vorbim de așa numită parfumerie selectivă, cu prețul pe măsură. E creație, eu știu, a lui Dominic Ropion și costă o avere. Dar să știți că întotdeauna, de-a lungul istoriei, parfumeria s-a mișcat în două direcții. Este parfumul modest, un ulei cu ușor aromat, aproape nu se simțea aroma, utilizat de centurionul roman, utilizat de soldatul roman, care mărșăluia și avea nevoie să se ungă, fiindcă pur și simplu vântul, soarele, toate îi afectau pielea. Și este parfumul scump, adaptat gusturilor și extravaganțelor celor de la, din lumea elitelor. Acum gândiți-vă, nu toți își permiteau, de exemplu,
la înmormântarea unei mari personalități să se ardă o statuie în mărime naturală din rășini aromate, în cinstea și în amintirea defunctului. Vă dați seama că e o poveste. Un întreg spectacol. Un întreg spectacol. Aș vrea să te rog că ne-ai povestit foarte frumos despre ce fel era folosit parfumul și aromele în antichitate, să mergem spre zona Evului Mediu și apoi către Renaștere și Baroc. Să punctez câteva momente cheie și să ne povestești despre obiectul pe care l-ai adus. Despre obiectul din mână, fiindcă pe undeva obiectul acesta ne duce în Evul Mediu și în Renaștere. În primul rând, ce este acesta? Spune noi pom d'ambru. Genul acesta de obiect era utilizat în... Vă dați seama ce am eu în mână, este o reproducere modestă. Obiecte de foarte bună calitate sunt în marile muzee europene. Era un, cum al meu este destul de mare, uneori era cu un diametru de 5 cm. Era din argint aurit. Era un măr ajurat, am spune noi astăzi. Se deschidea. Dacă cel care lucra argintarul respectiv era talentat și priceput, și vă dați seama că sunt meșteri, erau meșteri de fapt erau artizan de foarte bună calitate, el se desfăcea precum o portocală în felii, era un pom d'ambre, se deschidea și în interior, în fiecare felie, se găsea câte o aromă. Erau evocate diverse arome. Îl puneai de cele mai multe ori, cum vedeți că am și eu un șnur aici, se punea la cingătoare și când se apropia de nobilul respectiv, de regele respectiv, o mireazmă neplăcută, îi se părea că e ceva ce imediat vă explic, e ceva neplăcut care îl poate îmbolnăvi, lua din crema respectivă, mirosea și se mai dădea și pe mâini. Rețineți că Renașterea inventează frica de apă. În Evul Mediu, fiindcă am avut o discuție întotdeauna foarte interesantă și amuzantă cu cursanții de la fundație, când au început oamenii să se sperie, să le fie frică de apă? Târziu! Spre secolul al XVI-lea, tema de apă se accentuează după marea epidemie de ciumă, 1348-49, și după aceea în secolele care au urmat, în deceniile care au urmat, și în Renaștere apar mai ales epidemiile de sifilis. În contextul acesta, oamenii își pun semne de întrebare, le e frică de apă, se gândesc că miresmele neplăcute sunt cele care sunt purtătoare de microbi, de boli, de rele. Și se gândesc așa, în urma spălării a aburilor, porii se deschid și sunt pe undeva porii corpului deschiși, spuneau ei, influențelor nefaste, mirosurilor nefaste. În contextul acesta, ce se gândesc? Dacă nu ne spălăm, nu utilizăm băi de abur, cum făceau oamenii Evului Mediu, în contextul acesta nu ne vom îmbolnăvi. Și s-au gândit ei, că mulți se îmbolnăveau de sifilis în Renaștere. Ne-am îmbolnăvit după ce ne-am dus la baie. Erau băi publice. Problema este alta. Băile publice se transformaseră și în locuri altceva, mai puțin, în altceva, în lupanare, ca să folosesc un termen neplăcut. Așadar, se îmbolnăveau de la altceva. Nu baia era problema, ci întâlnirea amoroasă, activitățile de acolo. În contextul acesta, ei nu-și dau seama care este cauza epidemiilor respective. Și se gândesc că dacă ne ferim de apă, porii nu se deschid, așadar infecția, inflamația nu pătrunde în corp. Și dispare acest ritual al băii, care este amintit în Evul Mediu. Sunt, de exemplu, documente care se păstrează astăzi în arhivele franceze. Sunt nobili care se trezeau cu vizita regelui. Și atunci spuneau, îi scrie, de exemplu, unui comerciant, un duce, în secolul al XIV-lea și îi spune, suntem în mijlocul secolului al XIV-lea, va veni la mine în vizită regele Franței. Am nevoie de câțiva saci de petale de trandafir și de plante aromate pentru baia regelui. Așadar, regele se îmbăia
Și se punea, să știți, ca o, am spune noi astăzi, un baldachin deasupra căzii, să se facă un abur plăcut. Aburul respectiv, vă dați seama, curăța și pielea, pielea se curăța, mușchii se relaxau și totul să fie parfumat. Oamenii au ajuns în contextul cruciadelor în Orient. Acolo au văzut înfloritoarea civilizației bizantină, au văzut ulei, au simțit mirezmele, uleiurile de foarte bună calitate și au adus inclusiv mătăsuri din Orient cu sfaturi. Le-am sfătuit și pe cursantele mele dacă doresc să-și facă o pernă aromată, cum își făceau oamenii când se întorceau din cruciade. Mai precis, ce se punea într-o pernă dintr-o mătase de foarte bună calitate? Se puneau petale de diverse flori, se puteau pune și câteva grăunțe de mosc. Pe perna respectivă, atenție, nu se dormea, se punea printre celelalte perne și emana un miros plăcut în casă. Avem noi acum pernele cu levănțică sau știu eu... Ce se mai putea face? Ce mai făceau oamenii noștri? Aduc treptat și este un inventar de călătorie de la 1419 al lui Nompard de Comun, un nobil din spațiul francez. Și ce aduce din Orient? Inclusiv o pasăre dintr-o ceară, din diverse uleiuri, frumos modelată, pusă într-o colivie, teribil de parfumată. E un parfum de cameră, mai ales cele din Cipru sunt faimoase, așa numitele păsări din Cipru. Și ca să revenim la acest obiect, intră pentru prima dată în spațiul european în veacul al XII-lea, când Balduin, rege al Ierusalimului, îi oferă lui Frederic Barbarossa genul acesta de măr ajurat să-l poarte regele și împăratul roman să-l poarte în talie. Ce-ar mai fi de reținut? Că mulți își doreau genul acesta de parfum, dar nu toți aveau acces la așa ceva. Apar parfumuri de genul acesta solide, ceva mai modeste. De fapt, era o ceară cu câteva arome. Și aș mai aminti ceva, o primă mare revoluție la sfârșitul secolului al XIV-lea în Europa, în spațiul italian. Este așa numită apă a reginei Ungariei. Există și astăzi și le sfătuiesc pe doamne să caute prin farmacii. Este astăzi o loțiune astringentă. Mai precis, ce se întâmplă? Este influența tratatelor legate de distilare, de alambic, de experimentele care au loc în Orient. Experimentele respective ajung și la cunoștința călugărilor occidentali, mai ales dominicanii, și în contextul acesta fac și ei diverse experimente și fac un alcoolat pe bază de diverse plante medicinale și îl oferă unei legendare, fiindcă nu o putem identifica pe această regină a Ungariei. Îi oferă acest parfum, am spune noi astăzi, scuzați-mi expresia, o țuică parfumată. Alcoolatul respectiv, de strămoș al parfumului de astăzi, să spunem, nu? Apelor de colonie din zilele noastre și îl oferă reginei. Așadar, regina Ungariei, o doamnă, să spunem așa, cam de 70 de ani. Suferea de gută, de bolile bătrâneții, primește de la acești călugări o apă, acest alcoolat aromat. Ce face doamna noastră? Îl utilizează și ca remediu intern, dar și extern. Se masează. Adică se și bea acest... Îl și bea. Okay. De altă parte, se și masează. Am spune noi, își face un masaj, o frecție. Am folosit un termen contemporan. Brusc devine mult mai energică, întinerește și, atenție, se și căsătorește cu regele Poloniei. Am înțeles. Deci un fel de apă mitică, așa, apă care mitică, rezolvă toate problemele. Miraculoasă, te și parfuma foarte bine, dar te și energiza, vedeți, îți dădea o tinerețe, am spune noi, îți regăseai tinerețea. Să știți că este un discurs de marketing care ține și astăzi. Este o firmă și întotdeauna m-am amuzat să le aduc cursantelor apa respectivă dinamizantă la curs și să le întreb care după ce le-am parfumat. Practic continuă această narațiune. Continuă o poveste sau de genul poveste. Acesta, ca să nu vă mai spun că apa aceasta a reginei Ungariei stă la baza apelor de colonie din zilele noastre. Dar un moment cu adevărat esențial în istoria aceasta...
Wow, călugării de la Santa Maria Novella, în Florența zilelor noastre. În povestea aceasta intră și agrumele familiei de medici. Suntem de data aceasta în Renaștere, când o prințesă din familia de medici, o doamnă care nu era neapărat foarte frumoasă și mulți spun că era minionă și cu forme ceva cam pronunțate, mai plinuță, este vorba de Caterina de Medici, nepoata papei, în momentul în care tânăra urmează să se căsătorească cu un prinț de la curtea Franței, îi se creează un parfum anume. Este o apă de portocale, care are tocmai la bază apa reginei Ungariei. Apa aceasta de portocale este creată de cei de la Santa Maria Novella și pleacă prințesa noastră la curtea Franței, inclusiv cu un, am spune noi, alchimist. Este vorba de René Florentinul, cel care îi face pudră de iris. Deci un fel de parfumer personal care o soțește. Parfumer personal, care, de exemplu, era pomada de iris. Cu pomada de iris te ungeai pe mâini și erau... La iris nu floarea este importantă, rizomul care trece printr-un întreg proces de transformări. Ori avea o pomadă specială cu care se ungea pe mâini. Tot René Florentinul îi face nenumărate parfumuri și în epoca respectivă pentru ea și pentru alte distinse doamne de la curtea Franței, Nostradamus scrie un tratat de dulcețuri și arome, parfumuri plăcute pentru distinsele doamne. Foarte interesant. S-a spus că Caterina a încercat să îi, să-și otrăvească rivalii. Acum nu m-aș gândi numai la acest lucru. Mulți dintre ei, să știți că nu mureau de la... Cercetările recente ne-au demonstrat acest lucru. Nu au murit de la cine știe ce otravă, ci pur și simplu au avut alergii teribile la tot felul de produse parfumate și cosmetice. Deci erau și multe pericole în spatele acestor experimente. Aș vrea să te rog să mergem, pentru că tu multe din lucrurile astea, mergând în Renaștere și Baroc, le vei povesti la cursul tău de la Fundația Calea Victoriei, care începe în 27 mai, în 3 ședințe, să mergem spre zilele noastre și să vorbim despre începuturile parfumeriei moderne, unde avem niște personaje, o avem pe domnișoara Chanel și, practic, în ce fel se transformă, să spunem, această industrie sau acest produs, parfumul, cu toate utilizările lui, dintr-un produs de care se bucura în special elita, nu aristocrații, reginele, călugării și așa mai departe, și cum devine un, să zicem, un produs mai pentru mase, la anumită, să spunem, scară, deși, evident, rămâne în continuare până în zilele noastre parfumul ceva prețios. Ai spus ceva foarte interesant legat de industrie. Revenim imediat, că ideea este foarte interesantă și ai remarcat foarte bine fenomenul. De reținut așa ca idee, deja în secolul al XIX-lea simțim interesul pentru un miros plăcut. Se emană un miros plăcut indiferent de statut social. În trecut, parfumul plăcut era apanajul elitelor, care într-un fel sau altul își acopereau mirosurile neplăcute ale corpului cu parfumurile respective. Treptat însă interesul pentru curățenie, pentru un corp curat, pentru o locuință aerisită, își pune accentul asupra întregii societăți. Vorbim de burghezie și de oraș și de elită modernizare urbană. Gândiți-vă, Parisul care se modernizează, baronul Osman care, în primul rând, igienizează Parisul, care a fost și un proiect nu numai legat de arhitectură și de structură urbană, ci și de igienizare. Pune capăt unor probleme legate de sănătatea publică. Amplul proiect al baronului Osman. Dar mai este un fenomen interesant în secolul al XIX-lea. Revoluția industrială. Apar primele mari produse de sinteză. Cumarina este produs de sinteză, după aceea apare vanilia artificială, moscul baur. Apar așadar o serie de produse care sunt obținute în laborator. Cu care noi suntem azi obișnuiți de regulă, sunt nu? Ultra majoritatea cunoscute. Acestea sunt. Mai acestea puțin sunt parfumul Yasomia, să spunem, chiar stă la baza unor parfumuri, ci mai degrabă parfumurile de sinteză. Moscul, de exemplu, astăzi este utilizat doar cel de sinteză, fiindcă animalul în sine este protejat
Este deja un animal pe cale de dispariție. Acel cerb, acea capră purtătoare, e un cerb purtător de mosc. Așadar, vedem că parfumul se transformă în primul rând, ca să-i cităm pe Maupassant, pe Huysmans, într-o muzică abstractă. Apare orga marilor parfumieri. Mulți parfumieri se asociază cu marile case regale și imperiale. Vedem Franța lui Napoleon al III-lea, apare conceptul de haute couture, sunt parfumurile împărătesei Eugenie. Treptat însă, în contextul revoluției industriale, a marilor expoziții universale, apare ideea aceasta că parfumul trebuie să fie accesibil nu numai elitelor, să fie un parfum de calitate, dar accesibil și celor modești. Aici este, spunem așa, cariera lui François Coty. Astăzi uitat, este cunoscut doar la Osmoteca de la Versailles, prin creațiile lui care anunță pe undeva transformările din veacul 20. Ce ar mai fi așa interesant din punctul acesta de vedere, mi-ai amintit-o pe faimoasa Coco Chanel. Dacă vorbim și de emanciparea doamnelor. De emanciparea doamnelor, un parfum de femeie cu miros de femeie. Poate aici ar trebui amintită, fiindcă de multe ori ar trebui amintit Ernest Beau, fiindcă de multe ori este amintită ea. Și se crede că ea și-a inventat toată gama aceasta de parfumuri. În realitate este Ernest Beau care a evoluat în lumea țarilor. Atenție, vine din Rusia. Iar parfumurile i-au fost inspirate și de, inclusiv de miresmele simțite dincolo de cercul polar. A fost, e o întreagă poveste, nu intrăm acum în detalii. Multe arome sunt și experimentele lui de laborator. Ce mai interesant în epoca aceasta, așa, flaconul care se schimbă, care devine din ce în ce mai, aș spune eu, minimalist, ca să folosesc un termen modern, este inspirat de liniile Art Deco. Și dacă Art Deco-ul vă pasionează în călătoriile dumneavoastră, poate nu ajungeți la fundație, dar sper pentru dumneavoastră să ajungeți la Paris, la Muzeul de Arte Decorative și să vedeți salonul lui Jean Lanvin. Lanvin a fost creatoare de modă. Astăzi este un personaj mitic, uitat de mulți dintre noi, dar a colaborat cu foarte mulți creatori din zona aceasta a decorațiunilor interioare. Să-i vedeți apartamentul de la Muzeul de Arte Decorative, să-i vedeți parfumul care poartă efigia ei și a fetiței. Acel celebru desen. De ce? De inspirație cumva antică, aș zice, totuși. Este inspirat de clasicism, dar să știi că inspirația efigiei aceea nu este antică. Este inspirată de un bal mascat la care cele două au participat, mama cu fiica. De fapt, este și un omagiu adus acestei creatoare care toată viața nu a știut altceva decât acul și copilul. Așa au spus. A fost o mamă deosebită, creează special pentru fiica ei un parfum anume care să amintească bucuriile muzicii și ale vremurilor fericite. Ce mai apare acum, un fenomen foarte interesant în perioada interbelică, un ulei de corp care mirosea foarte frumos, dar în egală măsură te proteja de soare. Era un fel de autobronzant incipient, am spune noi așa, care anunță fenomenul, fiindcă doamnele, apropo, mi-ai spus, se emancipează, fac sport, călătoresc, sunt foarte multe călătorii cu iahtul. Inclusiv doamnele din lumea modei, cochete și elegante, multe veneau cu pielea pârlită. Așa încât le sare în ajutor Jean Patou. Iarăși un personaj astăzi uitat. Este personajul care gândește un parfum al crizei. Este un omagiu. Astăzi toate au dispărut, nu mai există. Sunt doar la Osmoteca de la Versailles, care este o bibliotecă extraordinară a parfumurilor. Și Jean Patou trimite o sticluță. Și aici este o tehnică extraordinară de marketing. Trimite o sticluță din parfumul respectiv. Almeras lucrează parfumul în cauză, mitic, îl trimite tuturor clientelor din state în mod special, cele care după crahul mare
care s-a repercutat după aceea în anii 30 și în Europa nu mai aveau bani să-și cumpere așa ceva. Și le spune în amintirea vremurilor bune trecute, când vă veți reveni, eu sper să vă îmbrac din nou, să vă parfumez din nou. Tot Jean Patou gândește așa numitul bar à parfum, mai precis un bar unde clientele împreună cu soții sau eu știu, cu iubiții, degustau un cocktail și își personalizau parfumul. Tehnica aceasta, să știți, cu un bar parfumat există și astăzi la Paris, este o firmă, te duci, te așezi la barul respectiv, degusti un cocktail, degusti o cafea, vorbești cu fata de la bar sau băiatul de la bar, cu cine preferi, spui ce preferințe aromate ai, ți se dau să miroși diverse parfumuri, eventual să și personalizează parfumul respectiv, este în funcție, vedeți, și de client, dar pe de altă parte și de cât își permite clientul. Evident, evident. Și mai e un fenomen foarte plăcut acum și interesant, îl păstrăm și noi astăzi. În Belle Époque, nu numai că apare reclama, apare reclama, gândiți-vă la toți marii maestri ai afișului, gândiți-vă la Alphonse Mucha, la afișele acelea absolut minunate cu doamne care se parfumează sau se pudrează, gândiți-vă la Lic care lucrează tot felul de exemplu de flacoane care evocă libelula sau erau cu decorațiuni cu libelule. Așadar, este și importanța reclamei a unui personaj feminin dezirabil. Câte doamne nu și-au cumpărat diverse parfumuri ca să semene cu femeia din reclamă. Tot de acum se pune o întrebare foarte importantă și interesantă. Ce parfumăm? Ne parfumăm pe noi sau parfumăm un accesoriu? Să știți că, de exemplu, în Belle Époque parfumau accesorii și astăzi este de bun gust să-ți parfumezi o batistă sau, eu știu, o bucată de pânză, să o parfumezi și să o pui în geantă, în poșetă, în buzunar și haina să emane permanent un parfum plăcut și discret. În epoca respectivă au aceeași problemă și de cele mai multe ori domnii își parfumau o batistă, doamnele își parfumau diverse accesorii, dar și aici e o mare problemă. Femeile de calitate, femeile oneste, ca să folosesc un termen din epocă, miroseau discret a violetă. De ce a violetă? Că este un, în primul rând, e o floare mută, violeta. De ce se evoca violeta? Fiindcă violeta e tăcută și stă așa cu căpșorul în jos, pe când marile orizontale, marile seducătoare, se parfumau cu ambră, cu mosc. Sunt parfumurile problematice ale seducției. Astăzi nu mai avem această problemă, dar există un sfat care, l-am auzit și eu în spațiul francez, se spune așa, dimineața să te parfumezi cu o apă ușoară, discretă și seara la o întâlnire amoroasă cu domnul, cu iubitul, cu cine dorim, să ne parfumăm cu apa, cu parfumul în concentrația maximă. Există și astăzi o întrebare foarte frumoasă în spațiu francez când te duci într-o parfumerie și e mai pe seară. Și pentru seară, cu ce doriți să vă parfumați? Foarte frumos, sunt povești absolut fascinante. Mulțumesc foarte mult, Monica. Mare drag, Sandra. Cei care vor să aprofundeze, invit la cursul tău din 27 mai de la Fundația Calea Victoriei. Invit să descopere și pe cont propriu parfumul care îi reprezintă. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc să vă găsiți parfumul potrivit și să ne revedem cu bine aici la emisiunea Oameni care ne inspiră la Canal 33. La revedere!